Bună! Astăzi eu să vă gătesc paste împreună cu mama mea. Voi știți că îmi plac pastele foarte, foarte mult. Mami, ce paste pregătim azi? Facem niște paste dulci. Ce părere ai? Da! Îți plac pastele dulci? Da! Dar tu știi care paste sunt mai sănătoase? Pastele integrale, normal. Care este primul pas pe care trebuie să-l facem? Să punem pastele la fiert. Acest preparat este de succes printre copii datorită sosului dulce care se lipește de paste, scorțișoara. Stafidele și aroma de vanilie fac că transformă acest preparat într-un desert veritabil. E, haideți să lăsăm vorba și să trecem la treabă. Prima oară ne ocupăm de paste. Ca să fie o variantă sănătoasă, vă sfătuiesc să alegeți pastele integrale. Le fierbem în apă cu sare aproximativ 8 minute până când sunt al dente. O să păstrăm o jumătate de cană din apa în care au fiert, apoi le scurgem și le clătim cu apă rece. Se pun înapoi în oală împreună cu apa păstrată de la fiert. Într-o crăticioară mică punem la încălzit, la foc mediu spre mic, un amestec de lapte vegetal cu smântână vegetală și stafidele. Se gătesc până când stafidele devin fragede, în cam 5 minute. Se adaugă vanilia, scorțișoara, zahărul de stevie și sarea și se fierb împreună la foc mic pentru încă câteva minute. Adăugăm mascarpone și lăsăm până când crema de brânză se topește și se încorporează în amestec. Acest sos se toarnă peste paste și se amestecă bine. Dacă este necesar, se mai condimentează cu puțină sare și zahăr de stevie, iar la final punem paistele deasupra. Fii atentă că sunt gata pastele! Ia uite cum miros! O să gust eu prima? Nu. Te rog, vreau eu să gust prima. Bine. Sau să-ți dau ție. Bine. Sunt foarte bune. Îți plac? Una da. Mie. Una ție. Îmi place și mie, nu le mica pe toate. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Pe blog găsiți cantitățile de care aveți nevoie, iar eu abia aștept să-mi spuneți cum a fost primită această cină. Iar dacă aveți și alte idei de filmulețe, aș fi bucuroasă să mi le trimiteți. Ne vedem în fiecare zi pe blog, la crăciun.ro. Nu uitați să vă înscrieți la newsletter pentru a fi sigur că primiți toate filmulețele mele. În rest, știți, ne vedem pe Facebook și pe Instagram, acolo pun poze cu tot ce fac eu în fiecare zi. Să aveți poftă bună! Vă pup!